Suntem în zona Buzești, unde acum 10-15 ani, după fărâmile autorităților, după intervenții ale societății civile, ne-am ales într-un final cu o șosea nouă și cu multe promisiuni de investiții în refacerea arhitecturală a zonei Buzești-Matache. S-au dus anii, s-au schimbat primarii, cei care acum 15 ani vorbeau de investiții în repunerea în valoare a arhitecturii din această zonă, sunt acum primari în funcție și, din păcate, toată această zonă arată deplorabil, așa cum este și acest teren cu ruina pe care ați văzut-o în față și cu zecile de clădiri pe care o să le vedem aici pe șoseaua Buzești. După finalizarea lucrărilor la strada Buzești, am avut multe planuri și promisiuni de regenerare urbană a zonei, însă, din păcate, sunt zeci de clădiri superbe, cum este clădirea de vis-a-vis, care zac abandonate și au trecut ani cu zecile peste ele și arată în continuare deplorabil și gata să cadă, așa cum sunt în continuare terenuri neîmprejmuite, neamenajate, pe care fiecare face ce vrea, lumea parchează, fiecare cum poate, în noroaie sau pe pământ. Aici este intersecția Calea Greviței cu strada Buzești și, în afară de câteva mici investiții private, totul arată îngrozitor și gata să cadă. Lipsa unor intervenții ferme ale autorităților fac ca această zonă, care este pândită de rechini imobiliari interesați să dezvolte pe aceste terenuri și pe ruinele clădirilor de patrimoniu. Proprietarii privați care au posibilitatea să investească în aceste clădiri trebuie sprijiniți de autorități, iar primăriile trebuie să le faciliteze intervențiile și nu să le îngreuneze în birocrație și în acțiuni inutile. Clădirile cu geamuri sparte și abandonate sunt cu zecile aici, în această zonă a Gării de Nord, a Buzeștilor, a Căii Grivița, și din păcate am avut multe planuri și promisiuni de intervenții asupra lor. Legislația este și ea prost făcută, însă nimeni nu vorbește de nevoia de schimbare în domeniul exproprierilor acestor clădiri abandonate și cu o situație juridică incertă. Este nevoie de schimbare, de modificare a legii și de simplificarea procedurilor pentru clădirile care nu mai fac parte din viața orașului de 10 de ani. Grila de expropriere trebuie diminuată în așa fel încât autoritățile publice să-și permită investiții în acele clădiri, exproprierea și investiția cu diverse utilizări după. Putem transforma în apartamente de locuințe, de necesitate pentru persoanele pe care le mutăm din clădirile pe care trebuie să le consolidăm. Putem face spații expoziționale, culturale, numai să recuperăm aceste clădiri de patrimoniu. De asemenea, pentru clădirile în litigiu, trebuie să permise exproprieri în conturi cu destinație specială, care să fie puse la dispoziție proprietarilor după ce instanța definitivează situația juridică, în așa fel încât să nu pierdem zeci de ani și să așteptăm ca aceste clădiri să se prăbușească, iar terenurile să fie acaparate de rechini imobiliari. Bucureștenii au avut speranțe mari în primarul mincinos, care a dovedit că nu este în stare să-și respecte promisiunile și din toată lupta lui pentru patrimoniul Bucureștiului nu putem găsi niciun rezultat. Incompetența și minciunile cu care a venit primarul ONG-ist la putere au dovedit că nu rezolvă problema patrimoniului din București și este nevoie să îl înlocuim cu oameni care știu ce este de făcut și știu cum să facă.